Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii E vremea ta. Sunt Andrei Bărbulescu și astăzi, la nivel global, temperatura maximă a fost de 42,8 grade Celsius în Australia, iar cea minimă de minus 55,8 grade în Antarctica. Rămâneți alături de noi în următoarele 12 minute. Avem cele mai noi știri de pe glob. Vă spunem ce se întâmplă la COP27, ce pregătește NASA vis-a-vis de misiunea Artemis și, nu în ultimul rând, vom afla cum va fi vremea pe termen scurt. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat în deschiderea COP27 că toate țările trebuie să aleagă. Ori colaborează pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon, ori condamnă generațiile viitoare la o catastrofă climatică. Prin discursul său, Guterres a dorit să transmită o urgență înaintea celor două săptămâni de dezbateri privind modalitățile de evitare a celor mai grave efecte ale schimbării climei, cu toate că guvernele sunt preocupate mai ales de războiul din Ucraina, de inflația în creștere și de criza energetică. Omenirea are de ales, cooperează sau piere, a spus secretarul general. După el urmau la cuvânt lideri ai mai multor țări din Regatul Unit până în Arabia Saudită. Guterres a cerut un pact între statele cele mai bogate și cele mai sărace pentru accelerarea tranziției de la combustibilii fosili și accelerarea finanțării pentru reducerea emisiilor, în timp ce unele efecte ale încălzirii globale s-au produs deja. Cele mai mari economii, Statele Unite și China, au o răspundere deosebită de a se alătura eforturilor pentru a transforma acest pact în realitate, a spus el, făcând apel la renunțarea treptată la cărbune în întreaga lume până în 2040, iar în țările membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică până în 2030. Conferința părților la Convenția Cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice din Egipt este a 27-a, însă progresele au fost până acum insuficiente pentru salvarea planetei de la încălzirea excesivă, a susținut Guterres. Emisiile de gaze cu efect de seră continuă să crească, temperaturile globale continuă să crească, iar planeta noastră se apropie rapid de puncte de inflexiune care vor face irreversibil haosul climatic. Suntem pe o autostradă către iadul climatic cu piciorul pe accelerație, a insistat secretarul general. Semnatarii acordului climatic de la Paris din 2015 au promis că vor atinge obiectivul pe termen lung de limitare a creșterii temperaturilor globale la 1,5 grade Celsius peste nivelurile din era preindustrială. Potrivit lui Guterres, obiectivul respectiv mai poate fi atins doar dacă se ajunge până în 2050 la emisii globale nete de valoare nulă. Ori un pact pentru solidaritate climatică, ori un pact pentru sinucidere colectivă, a fost concluzia celui mai înalt reprezentant al ONU. Spania a înregistrat în 2022 cea mai caldă lună octombrie de la începutul măsurătorilor sale meteorologice, realizate pentru prima dată în 1961. Valorile din termometre au fost în acest an cu 3,6 grade Celsius peste temperatura medie, a anunțat guvernul spaniol. Este vorba despre cea mai călduroasă lună octombrie din această serie istorică începută în 1961, a anunțat Ministerul pentru Tranziție Ecologică din Spania, precizând că temperatura medie de 18 grade Celsius din octombrie 2022 a depășit cu 3,6 grade Celsius valoarea medie din perioada de referință 1981-2010. Din 1961 și până în prezent, octombrie 2022 este doar a doua lună care a înregistrat o variație a temperaturii medii de 3,6 grade Celsius și cea de-a șaptea lună care a înregistrat o anomalie de peste 3 grade Celsius. Octombrie 2022 a fost, de asemenea, o lună deosebit de secetoasă în Spania, cu o scădere a precipitațiilor de 68% în raport cu media obișnuită. Prin prisma intervalului ianuarie-octombrie, 2022 ocupă locul al patrulea în topul celor mai secetoși ani de la începutul măsurătorilor, înregistrând un regim pluviometric cu 26% mai scăzut decât media obișnuită. Aceste temperaturi anormal de ridicate arată că schimbările climatice s-au accelerat într-o manieră notabilă în ultimii 10 ani în Spania, țara europeană cel mai expusă în fața riscului de deșertificare. SLS, noua mega-rachetă a Agenției Spațiale Americane NASA, a revenit pe rampa de lansare din Florida pentru o nouă tentativă de decolare spre lună. Aceasta va avea loc peste 5 zile și este eveniment ce va marca marele debut al noului program emblematic american Artemis. După două lansări eșuate în această vară din cauza unor probleme tehnice, racheta a fost readusă în hangarul în care a fost asamblată pentru a fi protejată de un uragan. NASA a profitat de ocazie pentru a reîncărca bateriile numeroaselor elemente ale rachetei, inclusiv pe cele ale unor mini-sateliți științifici aflați la bord. Distanța de doar câțiva kilometri care separă clădirea de asamblare de rampa de lansare 39B de la Centrul Spațial Kennedy a fost parcursă în aproximativ 9 ore.
Operațiunea a constat în deplasarea rachetei, cu o înălțime de 98 de metri, pe o platformă gigantică care a rulat foarte încet pentru evitarea, pe cât posibil, a vibrațiilor. Acesta va fi primul zbor pentru SLS Space Launch System, un lansator greu pe care NASA îl dezvoltă de mai bine de un deceniu. Noua tentativă de decolare este programată pentru noaptea de 13 spre 14 noiembrie, la 7 minute după miezul nopții, ora locală. Fereastra de lansare are o durată de puțin peste o oră. În cazul unei lansări reușite, misiunea va dura puțin peste 25 de zile, încheiindu-se cu o amerizare în Oceanul Pacific la 9 decembrie. Scopul este în special acela de a verifica dacă capsula Orion, aflată în vârful rachetei, este sigură pentru a transporta în spațiu, în viitor, un echipaj uman. Ea va fi propulsată până la 64.000 de kilometri dincolo de Lună, fără să aterizeze însă acolo, aventurându-se astfel mai departe decât oricare altă navă spațială cu echipaj uman de dinaintea ei. La revenirea în atmosfera terestră, scutul său termic va trebui să reziste la o viteză de aproape 40.000 de kilometri pe oră și la o temperatură care va ajunge până la jumătate din temperatura de la suprafața Soarelui. Două date de rezervă, 16 și 19 noiembrie, au fost de asemenea stabilite. A sosit momentul să vă spun cum va fi vremea în următoarele zile la noi în țară. La noapte cerul va fi variabil, însă local se va forma nebulozitate stratiformă în zonele joase de relief. În a doua parte a nopții, pe arii restrânse, se va semnala și ceață. Vor fi în jur de 8 grade în Constanța, 5 în Iași, 4-5 grade în Brașov, în Sibiu, în Cluj, 4 grade în Deva, 5 grade în Timișoara. Mâine vremea va fi caldă în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil, local și temporar, cu nebulozitate joasă, îndeosebi în estul, sudul și centrul teritoriului și pe arii restrânse ceață dimineața. Vor fi 14 grade în Constanța, în jur de 17 grade în Iași, 16-17 grade, iată, vor fi și în Sibiu, în Brașov, în Cluj, 10 grade, 19 grade în Timișoara, iar în sudul țării, în Alexandria, se pot atinge chiar 20-21 de grade. În capitală, la noapte, cerul va fi variabil, dar în a doua parte a nopții, probabilitatea pentru nori joși sau ceață va fi ridicată. Temperatura minimă mai ridicată decât cea specifică datei va fi de la 4 până la 7 grade. Mâine vremea va fi caldă pentru această perioadă, cerul va fi variabil, posibil cu nebulozitate joasă sau ceață dimineața, iar temperatura maximă se va apropia din nou de 20 de grade, cu 19 grade, temperatură care, iată, în capitală se va păstra și poi mâine. La munte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în vestul Carpaților meridionali. Valorile termice nu vor avea variații semnificative față de ziua precedentă, vor fi în jur de 12 grade în Păltinii și în Poiana Brașov, în Predeal, 11 în Sinaia, la Stâna de Vale chiar 14 grade, iar în Ceahlău nu mai mult de 7. Poi mâine cerul va fi variabil, dar se va înora treptat, iar aria ploilor va cuprinde vestul, centrul și nordul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte, mai ales pe creste. Mai ales la începutul zilei și noaptea, pe alocuri, va fi ceață. Vor fi 15-16 grade în Constanța, la fel în Iași, în Brașov, în Sibiu, 17-18 în Deva, la fel în Timișoara. Din nou se vor atinge în jur de 20 de grade în sudul țării, în Alexandria. Arheologul britanic Howard Carter a descoperit mormântul aproape intact al faraonului copil Tutankhamon în Valea Regilor în noiembrie 1922. Acesta a fost un eveniment central în istoria arheologiei, care a dat un impuls fascinației globale pentru Egiptul antic, ce dăinuiește până în zilele noastre. 100 de ani mai târziu, lumea sărbătorește acest eveniment și îl plasează în centrul agendei culturale în muzee, universități și biblioteci. O pasiune care a impregnat și cultura populară, reflectată pe rețelele sociale cu hashtag-uri precum Tutankhamon și Egiptomania, sau ca sursă de inspirație pentru nenumărate filme, romane și jocuri video. Descoperirea mormântului lui Tutankhamon a schimbat fața egiptologiei, a declarat Gustavo Cabanillas, responsabil al Muzeului Egiptean din Melilla, care consideră că această descoperire i-a amintit poporului egiptean mândria trecutului său și obligația de a-și proteja patrimoniul de potențialele colonii străine și a obligat lumea academică să-și îmbunătățească procedurile arheologice. Imensa comoară, compusă din mai bine de 6.000 de artefacte, între care se evidențiază masca mortoară și sarcofagul din aur masiv al lui Tutankhamon, a aprins imaginația oamenilor și a făcut să viseze la bogăția fabuloasă a acestei civilizații. A deșteptat totodată și interesul muzeelor și, practic, în întreaga lume, orice persoană poate admira obiectele acestei culturi milenare și își poate lua acasă mici replici ale obiectelor aparținând Egiptului antic.
și presa are partea sa de responsabilitate pentru că a dat forța acestei romantizări, insistând pe mitul blestemului, care se presupune că i-a urmărit pe descoperitorii mormântului, la care cercetătorii adaugă uriașa cantitate de lacune, îndoieli și necunoașterea civilizației egiptene antice, în special în ceea ce privește mumiile și teama că acestea vor prinde viață și se vor răzbuna pe toți cei care au îndrăznit să le profaneze mormintele. Să vedem acum dacă se schimbă temperaturile și fenomenele meteo în celelalte orașe din Europa. Iată, vor fi în jur de 17 grade în Madrid. Nu se schimbă prea mult față de ce a fost în zilele trecute. Vor fi, în schimb, ploi mai multe, chiar și în Lisabona, unde vor fi 20 de grade. În Amsterdam și în Londra sunt în continuare așteptate precipitații. Cerul rămâne acoperit, chiar și în Paris, unde vor fi în jur de 16 grade. În Roma, 20 de grade, cer parțial noros în Atena cu 21 de grade, cer acoperit în Istanbul, dar și în Sofia, unde vor fi în jur de 18 grade în Istanbul, 16 în Sofia. În Oslo, 11 grade, ploi slabe, cer acoperit de nori, se arată din când în când soarele în Berlin, la fel și în Kiev, unde vor fi în jur de 11 grade, iar în Moscova continuă ploile, iar în termometre ceva mai plăcut față de zilele trecute, vor fi în jur de 5 grade. Doamnelor, domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, ne revedem mâine de la ora 18:50. Până atunci, la mulți ani celor care sunt sărbătoriți astăzi de Sfinții Mihail și Gavril și vă lăsăm cu imaginea zilei. Să aveți o săptămână minunată, indiferent de vreme.